Ăsta nu e un episod normal. Pentru că azi am și goodies pentru voi. Și mă rog, mi se cațără o pisică pe umăr și asta. Nu este doar un episod despre Electric Castle, este un episod cu bilete pentru Electric Castle, pentru că cei de la Coca-Cola au 200 de abonamente de dat. Și eu și Ali vă vom spune cum le puteți obține la finalul clipului. Dar înainte de asta vrem să ne asigurăm că veți profita la maxim de aceste bilete, parcurgând acest tutorial cu pași pentru supraviețuire. Toți cei care au mai fost la festivaluri de muzică știu despre ce vorbesc. E ca și cum ai intra într-o lume paralelă, o lume minunată, cu muzică live, dar haotică. Așa că am vrut să mă asigur că veți parcurge toți acești pași pentru o experiență de neuitat. Pentru că așa e la Electric, good vibes only! 1. Investește în echipament de ploaie. Electricul are o relație deosebită cu ploile, fie că e vorba de o ploicică de vară de 15 minute sau de un potop. Câteva picături tot trebuie să cadă, pentru că altfel n-ar mai fi electric. Ploaie, electricitate, v-ați prins? Te-ai prins? Dacă vă numărați printre adepții electric, știți despre ce vorbesc și știți că ploaia nu strică niciodată vibe-ul. Atmosfera nu se strică cu nimic, ba mai mult, oamenii chiar se apropie. Și ca o persoană care a supraviețuit potopului de acum 2 ani de la electric, vă spun cu mâna pe inimă că ploaia n-ar trebui să vă sperie. Mai ales dacă vă pregătiți, pentru că atâta timp cât vă simțiți confortabil și nu sunteți uzi luarcă, o să vă distrați la maxim. Nu-i așa? Luați-vă pelerine groase de pescar, merită fiecare bănuț. Și cizme confortabile prin care să nu treacă apa. Preferabil din timp, pentru că magazinele rămân fără stoc cam cu o săptămână înainte de electric. Mai aveți opțiunea să cumpărați și din sat, din bonțida de la Săteni, dar și alea se termină cam în prima zi. Și nu vă gândiți nici o secundă la outfit, pentru că atunci când începe ploaia, toată lumea va fi îmbrăcată la fel, în galben. Și nimănui nu-i pasă ce ai pe sub. Eventual doar ție, atunci când vei simți apa cum ți se prelinge pe picioare prin fustița subțire de danteluță. 2. Calculează-ți bugetul. Pentru că te vei simți ca într-o lume atemporală și magică, nu te vei mai uita la bani. Bine, nu te vei uita la bani și pentru că vor fi pe brățară și nu vei putea fizic să-i vezi. Așa că vei avea tendința să devii mână largă. Cea mai bună soluție este să calculezi exact cât trebuie să cheltui pe perimetrul festivalului pe o zi și să-ți pui toți banii pe câte zile stai de la început. Cel puțin eu așa fac ca să nu mai am bătaia de cap de a-mi pune bani pe brățară și să risc să rămân flămândă la 3 noaptea când se închid cash point-urile unde îți pui banii și nu ai cu ce să-ți iei de mâncare. Oricum, dacă îți rămân bani în plus, îi poți scoate la final, deși, crede-mă, aia nu se va întâmpla niciodată. 3. Știu că ești nerăbdător să intri în vibe-ul de festival, dar nu te grăbi la bar, pentru că entuziasmul te poate face să consumi mai des și mai mult alcool decât de obicei. Și astfel să te trezești că ratezi trupa preferată. Cum a pățit o prietenă de-a mea anul trecut. S-a lăsat condusă de entuziasm și când a ajuns la trupa ei preferată, care cânta cam pe la 1, nu mai înțelegea nimic. Și până în ziua de azi nu-și mai amintește cum a fost și cum au cântat. Știe că a fost acolo, are poze cu ea de acolo, dar efectiv nu-și mai amintește. Și regretă până în ziua de azi că a ratat trupa pentru care a venit la festival. Și altă idee genială este să alternați alcoolul cu apa, sau mă rog, cu Coca-Cola. Deși știu la ce vă gândiți, apă? Sunt la un festival și dau bani pe apă? Da, fix aia ar trebui să faci, pentru că altfel te va durea capul în așa hal a doua zi încât vei rata o întreagă zi de festival. Ce alegi? Apă și zi de festival sau nu apă și nu zi de festival? 4. Nu te agăța de grupul cu care ești. Știu, la festivaluri mergi cu grupul de prieteni, dar crede-mă, la Electric mai mult decât la oricare alt festival, suntem toți făcuți din același aluat. Toată lumea e prietenoasă și veselă, sunt grozavi și prietenoși și interesanți. Deci, dacă te pierzi de grup sau dacă vrei să mergi undeva unde grupul tău nu vrea să meargă, du-te singur și rămâi deschis la a cunoaște oameni noi, pentru că îți promit că nu vei regreta. Lumea e ca o întreagă familie electrică și sunt toți puși pe discuții interesante și pe prietenii frumoase. 5. Cunoaște locurile de aur. Pentru asta recomand să mergi înainte să înceapă concertele. Și am ajuns să regret festivalurile la care n-am mers mai devreme. Te duci acolo și explorezi teritoriul.
Mai ales că electricul se află pe un domeniu mare și sunt atât de multe chestii interesante ascunse, despre care tu o să afli altfel doar din story-urile altora. Vei descoperi activități mișto, locuri în care să te retragi puțin din aglomerație și eventual locuri unde să te ascunzi de ploaie. Recomandare din partea casei, mergeți să vizitați scena minimal, pentru că acolo găsiți oamenii cu cele mai dubioase outfit-uri. Și e super distractiv, e cam ca la circ, merită să-i vezi. Nu te speria totuși de ei, pentru că sunt la fel ca noi, doar mai fun. E un peisaj foarte colorat, da. E ca o lume paralelă într-o altă lume paralelă. Și găsiți neapărat scena secretă din pădure. 6. Împrietenește-te cu localnicii și nu mă refer doar la localnicii din Bonsida. Ce faci când ajungi într-un sătuc exotic? Te împrietenești cu localnicii, pentru că ei știu cel mai bine cele mai interesante locuri și informații. Iar la Electric, localnicii sunt cei din staff, în special barmanii. Chiar vă recomand să vă împrieteniți cu barmanii. Eu în fiecare seară mi-aleg un barman preferat de la care îmi iau băutură. Știi că îți va aprecia fidelitatea și va avea grijă de băuturile tale. 7. Nu te da peste cap cu ținuta. Știu că te gândești mereu la ce vei purta și e normal, mai ales când vezi toate postările instagramărițelor de fashion, care au ținut atât de mișto și ai vrea să le porți și tu. Și poți să faci asta, dar îți recomand festivalurile mai mici de o zi din oraș. Pentru că la astea de cursă lungă, gen Electric, ai nevoie de ceva comod și rezistent. Oricum, când se lasă seara peste Bonsida, eu mă uit la tine, tu te uiți la ea. Cum ziceam, când se lasă seara, nu-ți mai vede nimeni ținuta. O vezi doar tu, la fel cum îți vezi pielea de găină și sufletul înghețat. Și eventual ud. Mai ales pentru că este un festival în natură și trebuie să puteți sta pe jos, prin iarbă, în ce poziție vreți voi. Până și eu fac asta, comoditatea primează. Și eu, chiar dacă voi face probabil poze cu ținute de festival, fiți siguri că după aceea vor ajunge frumos în locker. Zona aceea cu dulăpioare pe care vă recomand și vouă, pentru că e foarte folositoare. După care mă schimb în uniforma mea de electric. Și da, chiar am uniforma de electric. Și în caz că vă întrebați, este foarte simplă și practică. Constă dintr-un tricou care ferește partea superioară a corpului de la îngheț și este bună și dacă se face cald. În partea de jos a corpului, pantaloni de piele, pentru că sunt elastici, comozi și impermeabili în caz de ploaie. Și o geacă pentru serile răcoroase, preferabil cu gâtul acoperit ca să nu ți se scurgă apa în suflet. Așa, acum că am încredere în voi că veți supraviețui la festival și vă veți și distra, pot să vă spun mai multe despre concurs. Îl găsiți pe Instagram între 10 și 15 iulie, deci mai aveți câteva zile. Și ca să participi, trebuie doar să-ți faci un selfie cu un produs Coke. Unde să pui hashtag Coke Electric și @electriccastle. Și acum să vă zic cum se aleg câștigătorii, pentru că e super interesant. Dacă căutați pe Instagram hashtag-ul Coke Electric, veți vedea toate postările cu acest hashtag. Cei de la Coca-Cola vor posta câte o poză cu o săgetuță, care poate să fie încolo, sau încolo, sau încolo, sau încolo, sau încolo, sau încolo. Și dacă săgeata e îndreptată spre postarea ta, ai câștigat un abonament. Deci tot ce trebuie tu să faci acum e să dai refresh paginii cu speranța că vei vedea o săgetuță îndreptată spre postarea ta. Cum i s-a întâmplat ei, sau ei, sau ei. Deci postează-ți poza și dă refresh paginii cu hashtag-uri ca să vezi dacă ai bătut ruleta și dacă te afli printre cei 200 de câștigători. Eu și Ali vă ținem pumnii și sperăm să ne vedem acolo. Dați un like clipului dacă v-a plăcut și un subscribe, pentru că postez clipuri noi aproape în fiecare joi. If it's my last day on earth, I wanna spend it with you.